Ia uitați aici. Driftul cu barca, arată-ne în apă, arată-ne în apă, driftul cu barca. Uuuu! Ei, cine-i? Aaaa! Să mor, mă! Să mor, mă! Bă, ne-am lovit-o! Ah. Se simte foarte ciudat după ce nu faci vlog vreo două zile. Mi-am dat seama de chestia asta, că mi-am intrat într-o rutină din asta și dacă rup rutina, mi se pare foarte greu să iau camera, să filmez, să trag cadre. Și da, până la urmă, așa ca un început de vlog pentru cei care vor să facă YouTube, succesul este legat de consistență și consecvență. Ok, în momentul de față suntem aici cu domnul Rafi. Salut. Și cu Vlăduț, care se află în spatele camerei, evident, ca de fiecare dată când trăim undeva. Mi-a rupt lumina asta la ochi după ce am ieșit din autobuz, zici da, că mi schimbez, zici că am ochii ca el, se știe. Așa, unde suntem acum? În momentul de față suntem în aproape de Guatape. Guatape, haideți să o luăm altfel. Fiind în Medellin și oarecum epuizând cel puțin din punctul meu de vedere lucrurile interesante pe care voiam să le văd acolo, am început să mă intereseze niște day trip-uri pe care putem să le facem. Day trip-urile sunt ceea ce înseamnă, te trezești dimineața, te duci într-un loc, te întorci seara. În momentul de față suntem în Guatape. Aici în Guatape găsești, adică acest loc ne-a fost recomandat de absolut toți cab driverii, toți taximetriștii, toți Uber driverii, toată lumea ne-a spus neapărat să veniți aici. Ce o să vedem aici? Aici o să vedem o piatră foarte mare, foarte, foarte, foarte mare. A doua piatră ca dimensiune de pe această planetă se află în acest loc. Despre care s-ar fi spus că ar fi un meteorit. Da, mulți oameni spun că această piatră este un meteorit. Ideea este că ea se găsește cumva la intersecția între două orășele, Peñol și Guatape. Iar de-a lungul timpului, aceste două orășele se ceartă și se bat și zic, domnule, piatra e a mea, piatra e a mea. De aceea vom vedea pe ambele, pe două laturi ale două laturi, pe două părți ale pietrei, că este scrisă litera G sau litera P. Hai. Ideea e că aici sus pe această piatră se poate ajunge prin trei metode. Ori iei un tuk-tuk din ăsta mic, ori mergi pe această pantă, ori dacă nu urci, aproximativ cred că sunt vreo 760 de trepte. Ceea ce o să fie foarte interesant și challenging pentru genunchiul meu. Dar mai, ales, mai ales că suntem nemâncat, scuze-mă că te-am întrerupt. Da, așa e, n-am mâncat, am venit direct aici. Pentru cei care s-au uitat la videourile mele de la început, au văzut că am făcut o asemenea aventură, doar că era cumva la jumate față de ceea ce o să facem acum. Erau parcă vreo 300 și ceva de trepte, ceva de genul ăsta, când am fost să văd peștera Batu Caves din Malaysia. Mamă, uitați-vă cum e aici. Oricum, bă, eu am o întrebare. Bă, dacă n-ai început acum vlogul, de ce ai început cu A? Adică ceea genul că n-ai mai făcut de două zile sau? Da, 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 că n-am mai făcut de două zile și că mi se pare greu câteodată dacă nu fac două zile, nu știu cum să încep, nu știu ce să filmez, nu știu ce să iau, știi? Da, și de aia de multe mi se pare dubios. Spatele meu aici se află obiectul pe care o să ne urcăm. Vedeți acolo că sunt o grămadă de trepte. Așa. Nu se știe de când datează această piatră. Sunt foarte multe controverse din punct de vedere, nu știu, al naturii pietrei, adică arheologii vorbind, ce e, despre ce e vorba, din ce e făcută, sunt unii care zic ceva, sunt unii care zic altceva, în fine, e o nebunie totală cu niște termeni pe care n-am reușit să rețin, vă spun că se poate declar. Altă chestie este că oamenii zic că această piatră aici la suprafață este atâta cât o vedeți voi, da, cât arăt eu cu mâna aici, da? E jos, ci că e de vreo 7 ori mai mare. Adică ceva de genul cum ar fi un iceberg. Încolo așa este Guatape, încolo este Peñol. Iar piatra se află la intersecția celor două orășele și ăștia se bat ca nebunii. Bă, e a mea, bă, nu e a mea. Am folosit până acum de o grămadă de ori cuvântul view ca un neavenit, pentru că ceea ce văd acum în fața mea reprezintă cu adevărat un view. Haideți să vedeți voi. Vedeți? Vedem că este și un lift pe care poți să-l accesezi dacă ți-e lene sau dacă te simți obosit sau dacă ți-e lene, că în principiu lene, cred că e cea mai mare problemă. A, trebuie să cumpărăm de acolo bilete. Uite, 18.000 intrarea, adică vreo 5 dolari. Nu e mult, trebuie să ne luăm niște apă, asta e obligatoriu. Mamă, frate, cât e locul ăsta, uitați-vă cât de mare poate să fie chestia asta.
Primul pas. Gata, am făcut primul pas. Perfect. Gata. Mai ai doar 658. Da. Hai. Am scăpat. 657, 656, 655, 654, 653. Merge foarte bine. E? Para YouTube. Se YouTube. Salut. Arroba Frajovehi. ¿Qué? Arroba Frajovehi. F-R-A-B-E. ¿Qué significa eso? Es mi Instagram. Ah, tu Instagram. Ah, ok. Bienvenido. Si necesitan algo, con mucho gusto. Ok, ok, gracias. YouTube, la nueva televisión. Sí, gracias. ¿La qué te llamó? 654, 652. Stai frate, tu te gândi la 54, 650. Păi că am mai făcut vreo două. Ai mai făcut data, vreo două. În fine, nu contează. Știți care e faza? La Batu Caves acolo, ia gândiți-vă băieți, să urci, acolo erau vreo 200 și ceva sau 300 de trepte, dar să le urci pe alea la 45 de grade temperatură. Da, altfel. Și la Marble Mountain, Și la Marble Mountain, în Vietnam, cu Daily Sugars și cu Vlăduț. A fost, mamă, era o căldură. 35 de grade erau. Da, ce? When we were young, makeup was fun, now it's a habit. Photoshop this, Photoshop that, running in circles. But I'm dancing tonight in this flashing light, you pull her for love. Am trecut de jumate, suntem pe la 500 acum. Dar face figuri asta, frate. Face figuri și știu că o să mă doară tare la coborâre. De fiecare dată problema, uite, 525. De fiecare dată problema mare n-a fost la urcare. Niciodată am o problemă, pentru că se încălzește piciorul, știi? Și în momentul în care se încălzește și încheietura tot, nu simți. Nu te doare. La pormă, se vede? Pormă se mișcă asta. Și nici nu mi-am cumpărat, nu mi-a luat orteza cu mine. Pentru că am fost prost și am uitat de ea. Să vă uitați în spatele meu acum. Să vedeți o super fată, frate. Ia, fiți atenți aici. Uite asta din spatele meu. I'm dancing tonight in this flashing light. You pull her for loves me. They don't know nothing. No, they don't know nothing. What it's like to be seen through magazines. Never feeling real. Ăsta e locul pe care îl căutam. Ia, și dacă mergem aici sus, de exemplu. Ia. Ăsta e locul de unde avea ăsta de 380. Toată zona. Da, ăsta arată. Pentru asta merită. Nu? Dar știi chestie tare, frate, căutam ceva unde să încărcăm telefoanele. Ce fac de tare asta? Așa ceva ar trebui să existe în fiecare restaurant și fiecare aeroport și fiecare parc ar trebui să existe câte o chestie de genul ăsta. Bravo, Columbia! Eu de-abia acum mi-am dat seama de o chestie. Rafi, când a venit aici în Columbia, l-a spus părinților că... Le-am zis că o să fie foarte sigur, că o să fie tot ok, nu știu ce. Nu o să fie nicio problemă. Chiar fie... și cu Vlăduț au vorbit părinții lui. Erau oamenii speriați, normal, să zice în Columbia, cât se poate de fieresc. Deci erau foarte speriați. Și Vlăduț și Rafi a venit în Columbia și pur m-a apărut la Canal D de mână. Cel mai mare criminal din lume. Asta ne gândeam. Cel mai mare criminal din lume și stăteam cu el. Da, ai te-au vorbit sau ai vorbit ceva cu ei? Ți-au zis ceva? Nu, n-am vorbit încă. Acum trebuie să afle. Dar crezi că, deci ei nu știu. Deci ei nu știu. În momentul în care voi vedeți vlogul ăsta, părinții nu știu nimic, n-au nici mai bagi. Nu știu nimic. Dar ce știe? Cineva de familie știe? Sora mea. Și ce a zis sora ta? Bă, sora mea a zis că s-ar duce și ea, deci nu e fost frică. Acum urmează să vedem ce o să zic ai mei. Da, băi, asta neapărat, deci vreau când o să sune părinții să zică Rafi, ce faci, mamă, că mi-e scris oamenii, bă, n-ați murit, nu au făcut ăla nimic. Acum să vedem cine o să le spună prima oară. Ori trebuie să zică la televizor. Ori prietenii, da, păi îți dai seama. Când vede acolo pe Rafi? Ori dacă au văzut ei, dar nu cred că au văzut că scriau. Îți scriau până acum, da. Am plecat acum către Guatape. Din păcate nu putem să mai stăm foarte mult, pentru că va trebui să ajungem în oraș și am niște treabă. De aici luăm o mașină din asta care ne-a cerut 10.000. Până în Guatape sunt vreo 5 minute. 10.000 sunt vreo $2 și ceva. Ceva de genul ăsta. La revedere, Piatra Mare. Bye bye.
Guatape este destinația preferată pentru columbienii care trăiesc în Medellin și nu numai. Acest mic orășel este foarte colorat și o chestie importantă pe care trebuie să o spuneți pe Columbia. Băi, în principiu, Asia este o zonă, din punctul meu de vedere, ceva mai interesantă decât America de Sud, pentru că, din punct de vedere cultural, sunt mai departe decât este America de Sud față de noi, dar, ca și cromatică, ca și culori, America de Sud este visul oricărui fotograf, așa mi se pare, adică am divagat acum puțin, pentru că pur și simplu mă uit în jurul meu și văd că paleta de culori pe care o are acest oraș, și nu numai America de Sud în principal, este complet alta. Și vremea face toți banii încoate, revin la acest subiect important, acum cred că sunt undeva la vreo 20 de grade. În Asia sunt lucruri foarte mișto de văzut, chestii foarte ca lumea, doar că le experimentez la 30, 35, 40 de grade, iar treaba asta îți alterează oarecum experiența. Ok, Guatape este destinația preferată a columbienilor. În weekend aici este o nebunie totală, vin foarte mulți oameni, sunt extraordinar de multe hoteluri, extraordinar de multe baruri, multe restaurante și orașul este foarte colorat și foarte viu. Mi-am încărcat acum telefonul, este pentru a doua oară într-o lună de zile, deci am stat prima oară 2 săptămâni cu 2 giga și acum am încărcat încă 1 giga. Dar nu v-ați dat seama de ceva? Nu se poate? Are și Vlad internet? În sfârșit, după luni de zile de călătorie prin Asia și prin America, da, avut, are și internet acum. Și telefon deblocat. I-a adus Rafi telefonul, are un telefon de pe care face hotspot pe altul. Da, telefon fac, blue, iar atât puțin. E la Rafi. Asta da. Este. Și telefon blue? Da. Și uite, se uită frumos la pe grupul Backpacker Life Friends, nu? Normal, boss. Ești acolo membru? Da, sunt acolo membru. Membru? De ce are Vlad internet? Pentru că am venit eu, bineînțeles. A venit el, dacă nu vrea, Rafi, stătea normal, asta. Normal, așa e. Stătea ca în Cuba, Vlad, făcea pregătire. Corect. Close your eyes, imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be. Standing strong the way it ought to be, but you can never walk alone on your way. Ah, eso te lo saqué de la. Sí. Oh my god, ¿cuánto pesas? ¿Pesos tiene este? Pues 4 libras. 4 libras, ah, es sí. Como 2 kilogramos, sí. Sí. Ah, oh, grandito. Sí, está bueno, Muy grande. ¿Cómo se llama ese pescado? Trucha bass. Dacă tot ne-am aflat aici, nu știu când ne mai întoarcem, am zis să luăm o barcă cu care să mergem frumos pe acest lac. O să mergem jumătate de oră. Da, mă, da, răule care ești. Mergem jumătate de oră. Hai să vedem. La barca, ya le pongo motor, ya le voy a poner motor. Ah, ok, ok, tienes que poner el motor. Sí, yo, pero no me demoro nada. Aveți grijă? Luați-o pe rând, nu am în același timp. Acá cambio, vea, acá. Ah, allá cambias. Cambio y acelera. Ah, ok. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ok. Y derecho, derecho. ¿Cuál es tu nombre? John Jairo, nombre mío, me dice Jota. Jota. Mucho gusto. Ok, a mí también. Listo. Para acá. Por acá ahora, ¿sí? Al contrario, siempre. Bueno, no esté bien equilibrado, por lo menos. Ya, tú te acolo, usted que está por el medio. Derecho, acelera y vamos. ¿Así? Ya. Da, frate. Zici că mergem să transportăm cocaină pe Amazon? Stai, așa. Oh, ce caterincă e. Bă, eu nu credeam că o să ne lase pe noi, credeam că merge cu noi omul ăsta, să-mi bat picior. Ce? Da. Coie, ne învârtim în până. Cum era fi? Super. Ne învârte Cătălin cu barca pe Amazon. Ne învârte Cătălin cu barca pe Amazon. Dar nu știu cum să facem să mergem înainte. Deci nu știu cum să fac să... A, dar cred că trebuie să o lasă așa pur și simplu, știi? Zici că sunt drona, cum îi zice? Zici că suntem în Far Cry aici. Puteați, mă, deci... Vreau să fac tot timpul invers, știi? Gata, acum suntem drept. Deci am ajuns aici cu barca noastră. Cu barca noastră, da, exact.
Avem un rucsac, avem un rucsac, avem rafia, are niște kilograme de cocaină, niște kilograme de heroină și vrăduț. Are aici, am în tricou ăsta băgat. O centură cu explozivi. În caz că suntem prins, să murim toți. Da, să ducă marfă. Vrăduț aici să le ținem de mână tot timpul ca să murim. Deci nu e numai pentru asta. Deci el are vesta asta și dacă poate să scufundă barca, să o explodeze direct, știi? Exact. Ceva de genul. Barca. Deci eu nu reușesc să merg drept. Eu nu, ia filmează mă puțin la fine acolo, vezi că e pere, că ești mai departe pe de-aia mine. Și culmea o conduce către Cătălin. De acolo, de acolo, că se vede bine. Te sigur cu barca, fraților, deci nici pe culoare. Și ca asta, sunt mișo mai... A, nu, întoarce ecranul puțin pe tine ca să vezi. Nu, dă coace, dă coace, dă coace, dă coace, că ți-arăt eu. Stai puțin, bossul. Așa. A, ca să vezi în ecran ce faci. Așa, gata. Nu, că e capul acolo. Hai să mergem. În ce direcție? La babord! Ischierda de riciu! La babord! Bă, să-mi bag piciorul, nu știu cum să ții dreapta, mă, trebuie să mor eu. Uite, iar dau în stânga. Ai grijă, bossule, nu facem accident. Nu mai copii, mă. Uite așa. Este cu barcă și cătăi mă conduce. Copii, mă, este ca dreapta. Ia uitați aici, driftul cu barca, arată-ne în apă, arată-ne în apă, driftul cu barca. Deci în exclusivitate Cătălin Marinaru. Cătălin Marinaru? Și așa sunt eu băsist. Și așa sunt eu cu Băsescu, am fost cu Băsescu, am votat cu Băsescu și în 2004 și în 2009. Să vede, să vede ce se vede. Asta n-a știut. Ce? Asta nu știu tu despre tine. Nu trebuie accelerată și oprită, accelerată și oprită, eu sunt și idiot. Trebuie pur și simplu ținută la o viteză constantă și acolo e simplu, ia fiți atât. Bă, ne-am lovit, da! Bă, ce la țancă ai tras! Gracias! Cu mucho gusto! Ok, gracias, hasta luego! Mamă, super tare experiența asta, mai ales... Mă, câine, ce ai? Mai ales că nu eram pregătit, deci atunci. Nu eram pregătit pentru chestia asta, că m-am gândit că o să ne... Omul să ne plimbe, știi, nu s-a gândit nimic că o să-mi dea. Când a pus motorul la coș, a zis, hai băieți, băgați-vă, ziceam, păi stai mă, că... Într-o viață anterioară poate am fost și o sailor. Da, acum trebuie să mergem către bus, să ne întoarcem în Medellin. Ziua asta sper că v-a plăcut locul ăsta, într-adevăr trebuie vizitat. Da, neapărat. Cu căștile în nas. Așa, locul ăsta trebuie obligatoriu vizitat. Mamă, ce să știu, frate? Uite de puțin. Tu ți-am gutat? Ce să fie, mă? Tu ți-am gutat? Așa, locul ăsta este foarte, foarte, foarte tare. Îmi place teribil. Dacă aveți drum prin Medellin, nu ratați o plimbare la Guatape și la stânca aia de la Peñol. Acestea fiind spuse, el este domnul Rafi pe Instagram, cum ești, mă, Rafael Bejan 2 sau cum? 16. Rafael Bejan 16. Eu Steiner Vlad și Steiner Vlad. Underscore Backpacker Life. Follow. Mai avem câteva zile de Medellin, după care plecăm în Bogota și din Bogota zburăm în El Salvador, America Centrală. După care avem Nicaragua, după care avem Honduras, după care avem Guatemala, după care avem Mexic, după care avem Cuba. După care ne vedem toți în Mexic și Cuba și facem să fie bine. Facem să fie bine. Rafi se gândește să se mai întoarcă. Ar fi interesant, el mai are câteva zile aici. Dar să vedem. O să vorbim, o să facem un episod în Bezna Minții în care o să discutăm mai multe chestii. Ok, pa!